sunt Iuliana Maranciuc și vă prezint știrile Pro TV, iată care sunt cele mai importante subiecte. Imagini în care o mamă își agresează copilul și îl impune să danseze pe TikTok au fost publicate pe internet. Poliția investigează cazul. Numărul copiilor infectați cu coronavirus s-a dublat în ultima săptămână și a trecut de 900, iar spitalele sunt arhipline. Motorina se scumpește și a ajuns astăzi la un preț record de 16,88 lei pentru un litru. Imagini cutremurătoare în care o mamă își bruschează copilul și îl impune să se filmeze împreună cu ea au fost făcute publice pe internet. Totul pentru un filmuleț care a fost postat ulterior pe o rețea de socializare. Oamenii legii spun că s-au autosesizat și vor interveni. Femeia locuiește în Strășeni, iar autoritățile spun că de acolo ar mai fi avut un comportament agresiv față de copil. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Inițial, în filmulețul de pe internet, femeia apare dansând. La un moment dat, aceasta îi cere copilului să vină și el în fața camerei alături de ea. Micuțul refuză. Refuzul a supărat-o pe femeie. Aceasta l-a bruscat pe copil, așa cum se poate vedea și în imaginile pe care tot ea le-a filmat. Am dus să râd, să dansez. Stai că-și arăt eu ție. O fac din cine artist, ori eu. Stai că eu nu știu, dacă nu știu și cu el. Imaginile video au fost expediate redacției noastre de către un urmăritor care a salvat clipul șters ulterior de mama copilului. Nu am reușit să luăm legătura cu ea. Oamenii legii spun că s-au autosesizat. Micuțul urmează să fie examinat de psiholog și medicul legist. Vor fi stabilite absolut toate circumstanțele și va fi luată o decizie legală în beneficiul copilului. Astăzi, membrii Comisiei pentru Drepturile Copilului și Familiei din Strășeni s-au întrunit într-o ședință. Am încercat să aflăm de la reprezentanții Comisiei, dar și de la primarul orașului Strășeni, detalii despre caz, însă aceștia au refuzat să ne răspundă. Medicii au stabilit că micuțul nu are leziuni corporale. După ședința Comisiei pentru Drepturile Copilului, micuțul a fost audiat de un psiholog. În funcție de traumele fizice și psihice, se va lua o decizie cu referire la soarta copilului, dar și în privința mamei. Potrivit legii, sancțiunea ar putea ajunge până la decăderea din drepturile părintești. Potrivit asistentului social din Strășeni, femeia ar mai fi avut un comportament agresiv asupra micuțului. Avocatul poporului, Maia Bănărescu, spune că acest caz este grav și nu poate fi neglijat. Este un caz de violență a mamei asupra copilului, atât verbală cât și fizică. La fel este impunerea copilului de a face participa la niște filmulețe. Se întrevede încălcarea dreptului copilului. Mama urmează să fie atrasă la răspundere administrativă. Organele competente urmează să stabilească măsurile ce vor fi aplicate. Vești proaste pentru șoferi. Motorina a ajuns astăzi la un record de 16,88 lei. Benzina este cu numai 12 bani mai puțin față de recordul de săptămâna trecută. ANRE susține că nu poate ieftini carburanții de bază pentru că nu controlează creșterea prețurilor internaționale ale produselor petroliere. În plus, nu poate reduce marja comercială a operatorilor. Anunță doar că o aplicație prin care șoferii vor afla la ce stații Peco este cel mai ieftin carburant. Experții în energie acuză instituția că face jocul operatorilor. Motorina a ajuns astăzi la un preț record, costă 16,88 lei, cu 3 bani mai mult decât ieri. Un litru de benzină era astăzi la pompă 20,86 lei, la o diferență de numai 12 bani de prețul maxim de pe 16 septembrie. În acest moment, ANRE poate, potrivit legii, să plafoneze prețul produselor de bază, motorina și benzina standard. Unul dintre directorii ANRE, Eugen Karpov, susține că nu poate ieftini carburanții de bază din cauza creșterii de pe piața internațională. Republica Moldova importă carburant în special de la rafinăriile din România. Potrivit ANRE, aceste rafinării au același preț atât pentru România cât și pentru Republica Moldova. Cum să facem ca rafinăriile să vândă Republicii Moldova mai ieftin decât pentru consumatorii din România? E greu să găsim un răspuns. Nu va avea loc așa ceva
Și atunci noi depindem la acest capitol de cotațiile plaț. Potrivit lui Karpov, cotația plaț reprezintă aproape jumătate din prețul benzinei sau motorinei. Acciza este de 24% pentru benzină și 14% pentru motorină. Taxa de valoare adăugată este de 17% la ambele, iar marja pe care și-o stabilesc petroliștii este de 12% respectiv 15%. Cei de la ANRE susțin că sunt conștienți de scumpiri și că acestea afectează veniturile mici ale moldovenilor. Sunt de acord că salariile din Republica Moldova sunt foarte și foarte mici, comparativ cu mediile din statele europene. Și evident că noi trebuie să tindem pe cât putem să controlăm sau să creăm un mediu care să asigure prețuri corecte la produsele petroliere. Experții în energetică spun că prețurile pot fi mai mici, acuză ANRE că nu reușește să le țină sub control și că ar face jocul importatorilor care încearcă să dețină monopolul pe piață. Ei nu că nu pot face nimic, dar ei pot face rău. Și pentru asta îi trebuie să-și dea demisia. Noi nu avem nevoie să plătim 100 de milioane de lei, câte 1 milion de lei de persoană, că el să ne spui niște lucruri care eu le pot spune în 10 minute. Toată lumea știe ce se întâmplă pe plaț, ceea ce avem noi nevoie de la ANRE. Facem niște reguli pe piață, noi nu vor să legă. Cei de la ANRE spun că vor să ajute conducătorii auto, dar cu o aplicație. Este vorba despre o aplicație pe Android sau iOS care îi va ajuta pe șoferi să vadă prețurile afișate la toate benzinăriile din țară. Astfel, conducătorii auto vor putea ști care este cel mai mic preț. Cei de la ANRE nu știu deocamdată când va fi lansată. De pe 2 septembrie curent, ANRE stabilește din nou prețurile plafon la carburanți după o pauză de peste 2 ani. Noua metodologie a început să fie aplicată în urma unor majorări în lanț. În ultimele luni a fost înregistrat un deficit de motorină pe piață, unii experți considerând însă că acesta este provocat artificial de operatori. Față de începutul anului, motorina s-a scumpit cu 2,43%, iar benzina cu 3,57%. O femeie bolnavă de cancer nu mai știe de unde să scoată bani pentru medicamente, dar și pentru a-și întreține cei 6 copii. Dorința mea și mare, vreau un medic care să mă poată să mă ajute, să mă trateze și să-mi cresc copiii. Care sunt grijile familiei, aflați în câteva momente la știri. Este zi de doliu astăzi în orașul Perm din Rusia, unde ieri 6 persoane au fost ucise, iar 28 rănite în urma unui atac armat. În fața universității, unde a avut loc tragedie, oamenii aduc flori și aprind lumânări. Între timp, autoritățile anunță că tânărul de 18 ani, care a deschis focul, se află la reanimare, dar starea lui este stabilă. 9 studenți care au fost răniți se află în stare gravă. Un memorial improvizat a apărut sub zidurile Universității din Perm, unde ieri un tânăr de 18 ani a deschis focul ucigând 6 persoane. Este vorba de o femeie de 66 de ani, una de 39 de ani, 3 studente și un student de 20 de ani. Colegii acestora își amintesc cu groază de cele întâmplate. Noi băile vezmăm corpusul. После этого начали стрелять. Мы через задний вход побежали туда. И выбежали некоторые ребята, там еще остались. Мы забаррикадировались в аудитории. Я не видел, лишь слышал выстрелы и... Potrivit Ministerului Rus al Sănătății, 28 de persoane au fost rănite, dintre care 19 de gloanțe, iar 10 au suferit fracturi după ce au sărit pe geamurile clădirii încercând să se salveze. Atacatorul, care a fost rănit la picior, a fost operat și urmează să fie transferat de la reanimare și ulterior interogat. El a fost rănit în timp ce era arestat, deoarece a opus rezistență, iar astăzi au apărut primele imagini cu momentul în care este pus la pământ de un agent de patrulare, care a fost alertată de studenții care au fugit speriați din universitate. Забежав в здание на первый этаж, увидел, как вооруженный молодой человек спускается по лестницам, окрикнув я ему «бросай», после чего молодой человек направил оружие на меня и произвел выстрел, после чего я применил огнестрельное оружие. Молодой человек упал, подбежав к нему, я зафиксировал его движение, убрав ружье, патроны и нож в сторону.
и после чего начал оказывать ему первую медицинскую помощь. Потребит комитетului рус de анchetă, atacatorul era înarmat cu o pușcă pe care a achiziționat-o în luna mai, înainte de năsprirea legislației cu privire la portul armelor, în urma atacului armat din școala din Kazan. În presă au apărut imagini surprinse de camere de supraveghere dintr-un magazin în care se vede cum autorul atacului cumpără gloanțe. În timpul atacului, el ar fi avut asupra sa 1500 de gloanțe. 18 ani, cum считаю, нельзя давать разрешение на оружие. Возраст надо повышать. Atacuri în școlile din Rusia s-au înmulțit în ultimii ani, iar președintele Vladimir Putin, care a transmis condoleanțe rudelor victimelor, denunță un fenomen important din Statele Unite. Никакие слова сочувствия не могут заглушить горечь потерь, боль от этих потерь, особенно когда речь идет о молодых, только что начинающих свою жизнь людях. Это огромная беда, и не только для семей, которые потеряли своих детей. Noi de la всей страны. Ultimul incident sângeros de acest fel a avut loc la 11 mai 2021, când un tânăr în vârstă de 19 ani a deschis focul în fosta sa școală la Kazan, în Republica Rusă Tatarstan. El a ucis atunci 9 persoane. Acesta avea un permis de purtare de armă semiautomată. Altă dramă recentă a avut loc în octombrie 2018, când un licean a ucis 19 persoane, după care s-a sinucis într-un liceu din Kerch. Statele Unite au donat Republicii Moldova 13 ventilatoare de respirație asistată. Aparatele au ajuns la Institutul Mamei și Copilului. Din cele 35 de ventilatoare de care dispunea până acum instituția, niciunul nu este liber. În Institutul Mamei și Copilului sunt 5 secții de reanimație. Avem nevoie de așa aparate. De exemplu, la moment noi avem în secțiile de reanimație 57 de pacienți, copii și gravide, la UZI, dintre care mulți sunt la respirație artificială. La evenimentul de recepționare a lotului au participat Ministrul Sănătății și reprezentanții ai Ambasadei Statelor Unite în Republica Moldova. De la începutul pandemiei, SUA, dar și mai multe state europene, au donat țării noastre echipamente de protecție, fiind un ajutor important în lupta cu virusul. Situația îmbolnăvirilor cu COVID printre copii a devenit alarmantă. Numărul micuților infectați practic s-a dublat în ultima săptămână. Spitalele unde sunt tratați copiii sunt arhipline, iar mâine va fi activată încă o instituție pentru a face față numărului mare de bolnavi. După 5 luni de pauză, Spitalul Emilian Coțaga a deschis din nou o secție cu 16 locuri pentru micuții infectați cu COVID. Asta pentru că instituțiile care internau până acum nu mai dispun de paturi libere, spun cei din administrație. La 16 paturi, la momentul dat, avem 18 bolnavi, așa că până când, la moment, nu avem locuri pentru a ne extinde. Mai sunt încăperi unde putem să mai deschidem câteva paturi. 6 din cei 11 micuți internați aici nu au niciun an împlinit, spune directorul instituției. Din acest motiv, munca medicilor devine mult mai grea. Este greu deoarece, practic, personalul este obosit. Este un lucru destul de minuțios, luând în considerație că vârsta copiilor este o vârstă mică, de aceea necesită o abordare mai largă a problemelor care sunt, atât a părinților cât și a copiilor. Starea micuților internați aici este de gravitate medie și, din fericire, niciunul nu are nevoie de mască cu oxigen. Totuși, sunt copii care au plămânii afectați. Marea majoritate au febră, prezintă febră. Febră, doar un copilaș a avut febră până la 39,5, ceilalți pacienți până la 38. Tusea, avem și 4 copilași cu pneumonie, dar formele nu sunt grave, sunt pneumonie medii. Pentru că și această secție a devenit neîncăpătoare, iar numărul pacienților mici infectați este în creștere, responsabilii din sănătate anunță că mâine și Spitalul Valentin Ignatenko va fi activat pentru tratarea copiilor. Potrivit datelor oferite de Ministerul Sănătății, în doar o săptămână, numărul copiilor testați pozitiv practic s-a dublat. Dacă acum 14 zile erau 539 de copii infectați, săptămâna trecută a fost înregistrat un număr de peste 920 de cazuri în rândul celor mici. Uniunea Europeană denunță o atmosferă de intimidare în timpul alegerilor parlamentare din Rusia, iar Statele Unite consideră că cetățenii ruși au fost împiedicați să-și exercite drepturile civice. Totodată, în timp ce observatorii și opoziția au exprimat îngrijorări majore privind fraude electorale, inclusiv cu votul electronic, Kremlinul a declarat alegerile drept libere și corecte.
După numărarea tuturor buletinelor de vot, partidul președintelui Vladimir Putin, Rusia Unită, a obținut aproape 50% din voturi. Este un rezultat mai slab față de ultimele alegeri, dar care se traduce pentru Rusia Unită în peste 300 din cele 450 de mandate ale Dumei de stat. Astfel că partidul prezidențial va putea să adopte legi și să efectueze reforme constituționale fără a avea nevoie să se alieze cu alte forțe politice. Aceste rezultate au făcut să apară multe întrebări atât asupra procesului de vot în sine, cât și asupra numărării voturilor. Oponenții Kremlinului subliniază că sondajele electorale au arătat un rating mai scăzut pentru Rusia Unită, care a crescut brusc datorită votului electronic. Вот список реальный. Зона тотальной фальсификации и воровства. Я обращаюсь к президенту, я обращаюсь к депутатам нового созыва. Давайте создадим комиссию. Comuniștii au organizat aseară la Moscova o demonstrație împotriva alegerilor frauduloase pentru Duma de stat. Мы не признаем эти выборы в Москве. Не признаем. Totodată, Partidul Comunist a anunțat că va contesta rezultatele în unele circumscripții electorale, în special în votarea electronică, iar partidul Iabloco nu consideră alegerile competitive și corecte. Написать учебник фальсификации, может быть даже азбуку, и на каждую букву может найтись фальсификация. Это только нарушение в день голосования, но есть же еще 5 лет до этого, когда есть цензура в средствах массовой информации, когда не допускают кандидатов до выборов, когда принимаются законы, которые способствуют политическим репрессиям. Обсерваторы организации «Голос» au înregistrat mii de нерегули la nivel național în timpul scrutinului, iar echipa opozantului încarcerat Alexei Navalny vorbește despre cele mai murdare alegeri din ultimii ani. La Sankt Petersburg au fost reținuți câțiva membri ai birourilor electorale, care au semnalat încălcări în timpul procesului de vot. Вы не имеете права без решения суда удалять члена комиссии с избирательного участка. Да вы что еще вытворяете? Вы сказали, что стоите, это не русские дела. Что вы трогаете меня? Меня выгоняют, я член ФСГ, собираются считать голоса, и меня выносят отсюда. Члены комиссии права решающего голоса. Меня удаляют с участка. Руку на крышу больно! Imagini surprinse de o cameră de supraveghere dintr-o secție de votare a prins momentul în care o mână apare din spatele unui steag rusesc și introduce în mod repetat hârtii în urnă, în timp ce o femeie se pune în dreptul camerei încercând să ascundă totul. Iar în aceste imagini, un teanc de buletine de vot este tixit în urnă. Ce faceți acum? Autoritățile ruse susțin că au existat doar câteva cazuri în care au fost introduse ilegal voturi în urne. Președinta cecă a promis să rezume rezultatele de vineri și s-a plâns de încercările de a se interveni în alegeri din exterior. Беспрецедентные были атаки, было огромное беспрецедентное желание снести наши выборы, дискредитировать их. Мы вот сегодня обсуждали с коллегами такого уровня напора, интенсивность разного рода атак на наши все ресурсы цифровые не было никогда. Вашингтонul a criticat condițiile în care s-au desfășurat alegerile legislative din Rusia, câștigate de partidul președintelui Vladimir Putin, Statele Unite considerând că cetățenii ruși au fost împiedicați să-și exercite drepturile civile și Comisia Europeană consideră că acest scrutin s-a desfășurat într-o atmosferă de intimidare. Germania s-a declarat și ea preocupată de informațiile venite din partea unor observatori independenți și politicieni ruși de opoziție despre presupuse neregularități la alegerile legislative din Rusia. Și Marea Britanie critică modul în care s-a derulat scrutinul parlamentar din Rusia, care, în opinia diplomației de la Londra, constituie un regres grav pentru libertățile democratice. Totodată, Ministerul de Externe de la București nu recunoaște legitimitatea alegerilor organizate în Crimeea pentru Duma de Stat a Federației Ruse și regretă organizarea scrutinului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova. O mamă a 6 copii din satul Ciorești, Nisporeni, luptă pentru viață în fiecare zi. Acum un an aceasta a fost diagnosticată cu cancer, iar boala se agravează pe zi ce trece și toți banii din casă sunt cheltuiți pe medicamente și tratament. Femeia are două mari dorințe, să repare acoperișul plin de găuri al locuinței și să revină acasă sănătoasă pentru a-și crește copiii.
Într-o casă bătrânească din satul Ciorești, cu acoperiș găurit și condiții modeste, locuiesc 4 copii cu minți. Pădurea Moldovei, multe și frumoase. Petrică, Ion, Vasile și sora lor mai mare au o singură dorință, să-și vadă mama sănătoasă. Zic să nu plângă, că dacă plânge mai tare, a s-o doară. Viorica are în total 6 copii. Celelalte 2 fete sunt mari și au plecat la casele lor. Familia a primit vestea că mama lor a fost diagnosticată cu cancer de col uterin anul trecut. Mi s-a spus că e depistat tot corpul. Un bănuț de râs. Nu am mamule, ori doi lei, nici nu știu cum îi spus. Nu. Nu am. Din cauza cancerului, un rinic i-a cedat complet, iar medicii nu o pot opera pentru că boala progresează. Mai toți banii sunt cheltuiți pe tratamente și medicamente, iar grijile sunt mari. În ciuda durerilor insuportabile, Viorica nu lasă garda jos pentru copiii ei. Cât o țin puterile, are grijă de casă, face mâncare. Le-am făcut zamă. Unde este frigiderul? Nu am. N-aveți frigider? La unde păstrați mâncare, dacă cumpărați ceva, să cumpărați doar cât se mănâncă? Nu, dar eu și cumpăr. Eu mai mult tai de acasă. Am făcut numai cât o mâncare, cât s-o mâncat la o mâncare. Dar și conserve pentru iarnă. Știți? Și, adică, știu că eu am lăsat, au coptii și mâncat. La rândul lor, copiii știu că trebuie să-și sprijine mama. La o singură masă se înghesuiesc toți să-și facă temele pentru acasă. Nu au timp să bată mingea sau să iasă la joacă, pentru că imediat după lecții așteaptă lucrul în gospodărie. Eu o aduc apă în fiecare zi, dau apă la răți, la iepuri. Și nu e ziua mea liberă. Printre responsabilitățile lor se numără tăiat lemne sau adus apă de la această cișmea improvizată. Temea este ajutată și de concubinul ei, pe care l-am surprins lucrând la un perete al casei. Acum, Valeriu este tată grijuliu pentru cei 4 copii, care au fost părăsiți de tatăl lor biologic. E dureros. Văd ce durere are foarte mare de aia. Eu încurajez cu ce pot, cu toată inima și cu toată putința mea. La sfârșit de lună, Viorica este programată la Spitalul Oncologic din Chișinău, iar gândul că ar putea fi internată și că urmează să înceapă chimioterapia o sperie mult. Tot ce îi rămâne este speranța că se va recupera. Dorința mea și mare. Vreau acoperișul și făcut. Și vreau cu ajutorul Dumnezeu să dea Dumnezeu să nimeresc. Vreau un medic care să mă poată să mă ajute, să mă trateze și să-mi cresc copiii. Codul galben de îngheț intră în vigoare de astăzi, iar potrivit meteorologilor, în timpul nopții temperaturile vor scădea până la minus 3 grade. Schimbarea bruscă a vremii poate aduce neplăceri persoanelor meteosensibile. Specialiștii spun că acestea pot deveni depresive, pot suferi de dureri chinuitoare de articulații sau insomnii. Pentru a preveni aceste afecțiuni, medicii recomandă consumul de fructe și legume. A fi meteosensibil înseamnă a fi predispus la unele boli legate de schimbarea vremii. În mod normal, meteosensibilitatea este mai des întâlnită la vârstnici, însă poate apărea și la tinerii care suferă de boli cronice sau la cei cu imunitate scăzută. Experții afirmă că pentru meteosensibil trecerea de la o vreme caldă și însorită la ploaie și frig e un coșmar. Fluctuațiile de temperatură pot provoca agravarea afecțiunilor cardiace. Schimbarea vremii este un chin și pentru cei care suferă de reumatism, provocând dureri severe de articulații. În plus, scăderea bruscă a temperaturii slăbește organismul instantaneu. Sistemul imunitar se prăbușește încet, iar corpul devine mult mai vulnerabil în fața virozelor. Pe lângă starea fizică, vremea influențează și psihicul. Atunci când se răcește brusc, foarte multe persoane se confruntă cu amețeli, dureri de cap, oboseală acută, astenie fizică și psihică, somnolență continuă sau chiar depresie. Ploaia, de exemplu, este un factor de agravare varea depresiilor, mai ales dacă durează o perioadă îndelungată. Pentru a preveni afecțiunile provocate de oscilațiile de temperatură, se recomandă consumul de fructe și legume care conțin vitamine și minerale, dar și a suplimentelor nutritive. Petrecere plină de culoare pe străzile din Toscana, acolo a început un celebru carnaval de satiră, renumit pentru uriașele care alegorice. <gântu-i>
Pandemia de coronavirus, nedreptatea rasială din Statele Unite sau defrișurile din Brazilia sunt doar câteva dintre temele alese de participanți. Mai multe vedeți în câteva minute la știri. Spălatul toaletelor a devenit singurul loc de muncă din administrația afgană, unde mai pot fi angajate femei după instaurarea regimului taliban în Afganistan. Primarul din Kabul a cerut angajatelor din sectorul public și privat să nu se întoarcă la serviciu, cu excepția posturilor în care nu pot fi înlocuite de bărbați. Când a detaliat, a rezultat că acestea pot doar să spele WC-urile destinate femeilor, pentru că acolo se interzice accesul bărbaților. Ordinul primarului lasă o mulțime de femei fără locuri de muncă. Municipalitatea are 2900 de angajați, dintre care 27% erau femei. Săptămâna trecută, colegiile și liceele s-au deschis doar pentru băieți. Adevărate scene de război pe străzile marilor orașe din Australia. Ciocnirile au avut loc între poliția australiană și sute de protestatari anti-lockdown la Melbourne și Sydney din cauza restricțiilor impuse prin prisma pandemiei. Manifestanții au ocupat o autostradă, au oprit traficul și s-au urcat pe mașinile oprite. Mii de protestatari au revenit pe străzile din Melbourne creând haos. Au lovit mașini, inclusiv mașini de poliție, au forțat tramvaiele să oprească, au consumat alcool, au dat cu fumigene, au aruncat cu diverse obiecte spre polițiști și au agresat un jurnalist. În weekend, sute de persoane au fost arestate la Melbourne și Sydney în timpul protestelor neautorizate anti-lockdown, iar mai mulți polițiști au fost răniți. Adesea violente, protestele anti-lockdown nu sunt susținute în general de australieni. Un sondaj a arătat că doar 7% dintre aceștia sprijină demonstrațiile. Respectarea regulilor de sănătate publică a fost unul dintre motivele cheie citate în spatele succesului Australiei în gestionarea pandemiei. Dar țara se luptă cu un al treilea val de infecții provocat de varianta Delta, atât Sydney cât și Melbourne și Canberra, confruntându-se cu măsuri stricte de lockdown de săptămâni. Ieri au fost înregistrate peste 1600 de cazuri noi de coronavirus, majoritatea la Sydney. Cele mai multe restricții vor fi menținute până când cel puțin 70% dintre cei de peste 16 ani vor fi vaccinați. Plecând de la ritmul actual al vaccinărilor, asta s-ar putea întâmpla la sfârșitul lui octombrie sau începutul lui noiembrie. Cifrele privind cazurile de COVID-19 în Australia sunt încă relativ scăzute comparativ cu alte țări dezvoltate, cu puțin peste 88.000 de cazuri și peste 1.000 de decese. Rusia extinde embargoul asupra importului de produse alimentare din UE, SUA și alte țări. Președintele rus Vladimir Putin a semnat decretul prin care a prelungit aceste interdicții până în decembrie 2022. Embargoul a fost decis în august 2014 ca represalii după sancțiunile impuse Rusiei în urma anexării Crimeei și a susținerii separatiștilor din estul Ucrainei. Embargoul interzice în special importurile de produse lactate, carne, fructe și legume din UE, SUA, Canada, Australia și Ucraina. Totuși, multe produse occidentale ajung în continuare pe piața rusească, cum ar fi brânzeturile din Italia și Franța. Autoritățile ruse au distrus tone de alimente în încercarea de a suprima astfel de aprovizionări pe piața neagră. Potrivit unor analiști, embargoul contribuie la formarea unor monopoluri și duce la creșterea prețurilor. Scandal într-un troleibuz din capitală din cauza unui pasager care nu purta masca. Nemulțumiți de acest fapt, mai mulți pasageri i-au reproșat bărbatului că nu respectă restricțiile, după care l-au dat afară din mijlocul de transport. Scena s-a produs chiar în fața carabinierilor, cei care ar trebui, de fapt, să aibă grijă ca regula să fie respectată. Poliția ne-a spus că nu cunoaște nimic despre acest caz. Aceste imagini au fost făcute publice pe rețelele de socializare. Din filmuleț se vede cum un tânăr este îmbrâncit din troleibuz de mai mulți pasageri. Motivul? Nu purta masca. După un schimb de replici și îmbrâncele, bărbatul mai încearcă o dată să intre în troleibuz, însă accesul este blocat și de această dată. Cel din urmă s-a arătat indignat de faptul că este obligat să-și pună masca de protecție pe față pentru a putea să-și continue călătoria. Câțiva carabinieri prezenți în stație au încercat să discute cu bărbatul.
v-ați prezentat până la urmă? Eu m-am prezentat verbal și legitimat. Certificatul de vot este să scriu. Troleibuzul și-a continuat drumul, însă bărbatul nu a mai fost lăsat să intre în transportul public. Oamenii legii ne-au spus că nu au inițiat nicio anchetă pentru că nu au fost sesizați în acest caz. Purtarea măștii de protecție este obligatorie în spațiile publice închise, dar și în cele deschise dacă este aglomerație. În câteva minute începe emisiunea O seară perfectă. Anișoara Login se află deja în studio și ne spune ce ne-au pregătit pentru astăzi. Anișoara, bună ziua! Bună ziua, Iuliana! Bună ziua tuturor! Astăzi, la O seară perfectă, ne întâlnim cu interpreta Tatiana Hegia, care ne aduce și o piesă în premieră. Și tot în această seară vedem un reportaj despre unul dintre sporturile de vară. E bine, da, s-a răcit deja afară, însă reporterul nostru, Iulia Deliu, a reușit să guste dintr-o experiență tare memorabilă. De ce spun asta? Veți vedea la O seară perfectă! Subsurfing-ul este un sport în care ai nevoie doar de o placă, de o vâslă și obligatoriu de echilibru, lucru pe care eu l-am înțeles un pic mai târziu. Pe lângă dezastrul natural și evacuarea mii de oameni, erupția vulcanică de pe insula spaniolă Palma a provocat și un scandal. Ministrul turismului din regat a propus transformarea fenomenului periculos în atracție pentru turiști. Inițiativa nu a fost apreciată nici de opoziție, nici de jurnaliști, în condițiile în care lava a acoperit sute de case și înaintează cu viteză. Imagini incredibile vin din insula spaniolă La Palma, din arhipelagul Canarelor, unde vulcanul Cumbre Vieja nu dă semne de liniște. Lava expulzată a înghițit așezările de la poalele muntelui și se îndreaptă spre mare. Aceasta se deplasează cu o viteză de aproximativ 700 de metri pe oră. Mira, mira, mira cum cae! În unele locuri, stratul de lavă atinge 6 metri înălțime și acoperă cu ușurință casele. Potrivit localnicilor, clădirile se topesc ca untul și pe insulă apar din ce în ce mai multe crăpături din care țâșnește lava. Cel puțin 100 de case au fost distruse și peste 6.000 de oameni au fost evacuați, printre ei și 500 de turiști. Deocamdată nu au fost raportate victime. It was not a sensation, it was horrible. We felt the earthquake in the morning. It started at about 6:30 and we had the eruptions the whole day, and then at 3 in the afternoon the lady from my house came and said you have to pack everything, you have to leave. Vulcanul erupe neîncetat de două zile după o jumătate de secol de inactivitate. Autoritățile spaniole au stabilit un perimetru de siguranță de 2 km în jurul muntelui. Lava curge din 8 puncte diferite și, potrivit specialiștilor iberici, erupția ar putea dura câteva săptămâni și chiar luni. Vulcanul se află în sudul insulei La Palma, unde locuiesc în jur de 80.000 de oameni. Până acum, activitatea aeroportului nu a fost perturbată. Petrecere plină de culoare pe străzile orașului italian Viareggio. Mii de oameni au umplut localitatea din Toscana ca să ia parte la un celebru carnaval de satiră. Evenimentul este renumit pentru uriașele care alegorice, care prezintă în mod atipic diverse probleme sociale. Paradele impresionante se țin până la începutul lunii octombrie. O statuie a libertății, dar cu origini afroamericane, a deschis petrecerea de stradă de la Viareggio de anul acesta. A fost urmată de un car alegoric ce îi reprezintă pe indigenii amazonieni și eforturile lor de a opri defrișerile. Carnavalul este cunoscut pentru temele satirice care vizează subiectele fierbinți ale momentului. Nu a fost trecută cu vederea nici pandemia de coronavirus, care a luat chipul unui dragon.
obicei, carnavalul are loc în fiecare an în luna februarie, dar pentru prima dată în istoria evenimentului, ediția de anul acesta a fost amânată până acum din cauza pandemiei de COVID-19. Dacă altădată carnavalul atrăgea anual în jur de 60.000 de oameni din întreaga lume, de această dată, din cauza măsurilor de siguranță sanitară, în fiecare zi la paradă pot asista doar 5.000 de persoane. Petrecerile pline de culoare se vor ține până pe 9 octombrie. Sunt 5 reprezentații în total, iar la final vor fi premiate cele mai bune care alegorice. Carnavalul a fost organizat pentru prima dată în urmă cu aproape 150 de ani ca act de sfidare la adresa nobililor locali. Un proiect de lege care vine să interzică publicitatea pentru jocurile de noroc și pariuri sportive propus de Dumitru Alaiba a strânit discuții aprinse astăzi la Parlament, unde a fost supus dezbaterilor publice. Reprezentanții Loteriei Naționale susțin că proiectul va afecta atât veniturile în bugetul de stat, cât și jucătorii care au cumpărat bilete. Nemulțumiți sunt și reprezentanții mai multor instituții media, care afirmă că vor avea pierderi financiare. Această inițiativă ține de, în primul rând, să protejăm pe cei dependenți de acest viciu, pentru că este un viciu, și să îi ajutăm să iasă din această dependență. Cu siguranță o să avem o legislație care să protejeze populația de dependența jocurilor de noroc și a loteriilor și așa mai departe. Dumitru Alaiba susține că proiectul pe care îl propune este unul ce ține de sănătatea publică și nu crede că acesta presupune anumite riscuri. Pe de altă parte, directorul general al Loteriei Naționale a Moldovei, singura întreprindere legală pentru a organiza loterii fiind deținută de Ministerul Finanțelor, l-a contrazis pe Alaiba. Presupune riscul considerabil pentru stat, inclusiv financiare și de imagine. Vadim Dermenji susține că prin această lege vor fi afectați inclusiv oamenii care au cumpărat deja bilete la loterie, întrucât nu vor mai putea participa în cadrul emisiunii unde acestea sunt puse în joc, pentru că aceasta riscă să fie închisă fiind un element de marketing. Fondul de premii pentru această emisiune se formează din contul biletelor de loterie vândute până acum. Suntem obligați să împărțim câștigurile din aceste fonduri, pentru că sunt banii care aparțin jucătorilor, dar nu a statului, nici organizatorilor. Dacă va fi interzisă publicitatea, statul va băga mâna direct în buzunarul jocurilor. Iar directorul NGM Company, unul dintre cei mai mari parteneri privați ai Loteriei Naționale, susține că este categoric împotriva proiectului, întrucât acesta împiedică întreprinderea să-și facă treaba. Значит, лотерея спортивной ставки, они идут рука за рукой с маркетингом. Когда ты запрещаешь маркетинг, очень сложно заниматься с организации лотереи и спортивных ставок. Де факто, при условии принятия этого законопроекта в таком виде, для нас будет очень сложно выполнять, для нас как частный партнер, будет очень сложно выполнять свои обязательства перед государством, перед Национальной лотереей Молдовы, перед которой мы взяли на себя обязательства. La dezbaterile de astăzi au fost prezenți și mai mulți reprezentanți ai instituțiilor mass-media, care au spus că interzicerea publicității jocurilor de noroc le va afecta foarte mult bugetele, iar în replica Alaiba i-a asigurat că noua guvernare va crește ramurile economiei și că vor avea publicitate din altă parte. Totuși, deputatul nu a putut să ne spună astăzi dacă există niște statistici ale persoanelor care suferă de dependența jocurilor de noroc. Noi am căutat cât de cât psihologi care se ocupă de problema dată. Noi am căutat cât de cât organizații care oferă o asistență la oamenii vulnerabili și asta măcar nu există. Și noastră mă întrebați de statistici. Dumitru Alaiba susține că proiectul va mai fi supus consultărilor publice și că probabil va lua în considerație unele propuneri ca publicitatea să fie reglementată și nu interzisă total. În România, industria jocurilor de noroc se ridică anual la câteva miliarde de euro. Anul trecut, de exemplu, statisticile arătau o creștere de 2,2 miliarde de euro. Profiturile companiilor care dețin săl de jocuri au crescut de 5 ori în ultimii 6 ani. În tot acest timp, însă, psihologii susțin că dependența de jocuri de noroc este la fel de gravă ca și cea de droguri. Doamnelor și domnilor, acestea au fost știrile. Urmează emisiunea O seară perfectă cu Anișoara Login. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, puteți să ne contactați la orice oră la numărul de telefon 022 21 36 45. Eu vă spun la revedere și vă doresc o seară frumoasă!